Ministerul Finanțelor a anunțat joi că programul Noua Casă va continua și în anul 2024, cu un plafon de garanții în valoare de 1 miliard de lei. Anul trecut au fost acordate în total 1940 de garanții în valoare totală de 245 de milioane lei, cu o valoare a creditelor de aproximativ 485 milioane lei. Programul Noua Casă a fost accesat în principal de tineri cu vârstă cuprinsă între 26 și 35 de ani, majoritatea finanțărilor fiind solicitate pentru achiziționarea unui apartament cu suprafață cuprinsă între 50 și 100 de metri pătrați, cu preț între 50.000 și 100.000 de euro. Noua Casă 2024 se acordă în lei pentru achiziția unei singure locuințe, iar valoarea maximă a creditului este de 66.000 de euro pentru locuințe, al căror preț este de maxim 70.000 de euro, avansul solicitat fiind de 5%. Dobânda este variabilă, calculată în funcție de indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor, la care se adaugă o marjă fixă de circa 2%. Principalul argument pentru care programul continuă și în 2024 este efectul generat, o mână de ajutor celor care își doresc să-și clădească propriul cămin, să scrie propria poveste. Prin alocarea pentru anul 2024 a unui plafon al garanțiilor în valoare de 1 miliard lei, transmite un mesaj de continuitate, susținere și consolidare a angajamentului privind bunăstarea oamenilor. Noua Casă a dus la creșterea accesului la proprietate pentru familiile cu venituri medii, facilitând stabilitatea locativă și îmbunătățind calitatea vieții pentru mulți oameni. În anul 2024 se vor putea înscrie în program și finanțatori care nu au participat în 2023. Băncile au termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prevederilor hotărârii de guvern să transmită cererile de înscriere în etapa 2024 a programului. Din momentul lansării programului Prima Casă în anul 2009 până la finele lunii decembrie 2023 au fost acordate 330.000 de garanții și promisiuni de garantare în valoare totală de 31,57 de miliarde de lei, care au susținut credite în valoare de 63,8 miliarde de lei. Programul Noua Casă a fost aprobat în anul 2022 pentru a permite achiziționarea unor locuințe mai spațioase, respectiv mai scumpe față de varianta Prima Casă, relatează Mediafax.ro.